Dragi prieteni, în copilăria mea veneam la bibliotecă pentru a lua cărți acasă sau pentru a citi. Astăzi, serviciile bibliotecilor s-au modernizat. La o bibliotecă se poate de învățat acoase, acese, se poate de informat în toate domeniile. Bibliotecile de mult și-au schimbat formatul și utilizatorul nu mai vine la bibliotecă pentru a împrumuta o carte sau de a citi o carte. La bibliotecă poate veni utilizatorul și să învețe a coase o ie de la început. În anul 2019, Biblioteca Centrală, împreună cu domnul Veceslav Filimon și doamna Olesea Ienache, au gândit acest serviciu de bibliotecă, Etnobiblioteca, și utilizatorul poate veni la bibliotecă pentru a învăța arta meșteșugăritului și anume de a școase de la zero o cămașă tradițională. Acest serviciu s-a pliat foarte bine cu activitatea bibliotecii municipale. Utilizatorii vin cu drag aici la bibliotecă și încearcă acest meșteșugărit, iar noi, biblioteca, atunci când utilizatorul are nevoie ca să consulte careva materiale didactice, anume în acest domeniu, le punem la dispoziție. Acest serviciu nu este doar pentru cei care mânuiesc arta meșteșugăritului. În acest serviciu se încadrează foarte bine un asistent medical, un bucătar, un educator, un om simplu care vrea cumva să-și diversifice activitatea, de aceea ei vin la bibliotecă și învață să coasă această ie. Cel mai important că aceste activități se desfășoară sub formatul unei șezători de altă dată, pentru că atunci când ei vin, își fac schimb de experiențe, unde au fost, au văzut, au cunoscut ceva despre elementele care sunt prezente în aceste cămăși tradiționale și atunci când ei vin, își aleg stofa, își aleg elementele pe care le vor pune pe pânză, totodată dea până și amintiri de altă dată. Unele doamne vin la șezătoare împreună cu copiilor sau cu nepoței. Ei tot învață tradițiile după abecedarul meșteșugurilor. Dacă o să deschidem această carte, cei care au învățat abecedarul, știu să citească, ar putea să învețe un alt abecedar. Dacă suntem deprinși la cuvântul A, să avem albinuțe, ac, aici o să avem altiță. Și atunci când oamenii, pentru că noi nu folosim aceste cuvinte de zi cu zi, sunt ceva nou pentru limbajul copilului și este foarte benefic și, într-adevăr, copiii sunt foarte curioși să afle ce au folosit străbunii noștri. Litera A avem altiță, la B bondiță, la litera C catrință, dantelă, la litera D, la E ecrin, la litera F fuior, la G găleată, la H horă, pentru că înainte horele erau foarte prezente în activitatea pe care o aveau băștinașii unei localități. Acum cumva horele s-au mai rărit pe la noi. Avem I la litera I, J, jug, ceea ce nu mai era jugul boului, dar totodată acest jug era folosit și acolo atunci când oamenii își țesau. Lăicer la litera L, mămăligă, care era nelipsită pe mese atunci când se făceau șezătorile, năframă, așa, la opinci, ocă, oală, pentru că noi dacă acum toată lumea spunem dă-mi o cană sau un stacan de apă, atunci se spuneau în timpurile din o ocă. Oala era acel instrument sau acel obiect în care se găteau toate bucatele, prosopul, roată, avem suman, cei ce îmbrăcau flăcăii atunci când se le fie cald. Iată și șezătoare, ceea ce se întâmplă în fiecare zi de miercuri la Biblioteca Centrală, pentru că toate întrunirile astea pe care le fac doamnele, într-adevăr, sunt niște șezători, ele dea până amintiri, ceva îndeletniciri care le-au dobândit de la bunica, totodată și copiii care vin și stau undeva acolo în colț, e o deprindere și pentru ei. Șaua, pentru că înainte mijloacele de transport erau caii, iar întotdeauna ei purtau caii acea șa. Avem și traista. Doamnele erau înzestrate cu această traistă în care își puneau năframa și ceva ce mai luau cu ele. Noi acum avem o geantă sau nici nu știu. Și mai este un teasc. Da, teascul care teascul era folosit la vin. Țărâncuță. Deci este acea domniță mică care poartă... Era frumoasă tradiția asta noastră că de la mici copii, deci veșmintele lor erau hainele tradiționale,
Cumva acum, dacă ai vedea pe cineva îmbrăcat într-un așa port, ar întoarce multe priviri pentru că te-ai gândit ce se întâmplă. Dar înainte era o vestimentație de zi cu zi și într-adevăr era foarte... Și așa. Acum o întâlnim la șezători, la sărbători. Da. Bulciorul avem aici, vârtelniță. Zestre, ceea ce primeau în dar fetele cel mai des când se căsătoreau. Și dacă peste perete mai mult se citește și vorbeam despre cărți, aici în sala de lectură se coase. Șezătoare Basarabia a găsit o casă nouă aici și ne putem întâlni în fiecare săptămână, în fiecare miercuri. Vin doamnele cu diferite etape de lucru unde le ajutăm cu răspunsuri sau cu păreri sau cu anumite soluții în la etapa care au rămas sau dacă sunt începătoare. Astăzi avem o doamnă care a venit începătoare și, de fapt, începătoare la tema asta, probabil știe, toată lumea știe, coase de mici copii, învățăm în clasele primare să coasem, dar cum să coasem corect o cămașă, noi ajutăm, inspirăm, alegem modele din cele mai vechi, le îmbinăm așa după cum au îmbinat și până la noi. Respectăm acele raporturi de motive și raporturi de șiruri ornamentale și în așa mod obținem acele cămăși autentice, că asta ne-am dorit, să avem cămășile autentice, să avem cămășile valoroase din punct de vedere artistic, nu doar că a materialelor. Vrem să transmitem mai departe cămăși frumoase, cămăși corect făcute. Acele cămăși care sunt gândite și lucrate aici la bibliotecă, dar aici este ca la palat. Adică toate pot fi regale. Uitați-vă în ce anturaj, într-un mediu creativ, având asemenea coordonatori ca Olesia Inache. Doamnele care vin de la început, le sugerăm să-și aleagă după placul lor motivele ornamentale, pentru că fiecare model te atrage în felul său și numai după ce doamna își face alegerea, noi folosim și albumele vechi de Erich Kolbenheier și cămășile din Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. Din expoziții încercăm să facem unele schimbări, combinații de motive, dar păstrăm unitatea de stil a ornamentelor. Dar vreau să vă spun că noi acum suntem un grup de doamne care au deja, nu știu, 7-8 cămăși, noi suntem deja cu experiență destul de mare, dar vin și începători și cât o să fie această dorință de a coase, noi o să răspundem, o să le arătăm ce am făcut noi, că numai prin pipăitul unor cămăși autentice, așa se înțelege mult mai ușor și pentru cei care încep. Pe doamna doctor Vera Sali am văzut-o la mai multe șezători și totdeauna coase, nu știu a câta cămașă o coase, dar iese foarte frumos. Nu vreau să spun numărul, fiindcă nu sunt finisate toate. Eu cos după dispoziție și după timpul care îmi permite. Dar vă promit că într-o bună zi le veți vedea pe toate finisate. Cămașa asta e așa un pic adunată din gândurile mele. Sunt un număr de copăcei, pomul vieții, care vor fi înfrumusețați cu păsări. Și eu încă sunt în căutarea păsărilor, că vreau să reprezinte Dunărea mea. Păsările care cresc pe acolo, pe împreajma satului meu. Ceea ce coase acum Vera Sali este de o frumusețe rară, așterne contraste cromatice, contraste complementare pe pânză de in, adevărată simfonie și armonie. Este o atmosferă foarte caldă aici și pe această cale mulțumim Bibliotecii Bogdan Petricei cu HD-ul pentru găzduire, pentru atmosfera destul de
nobilă, dacă vreți, că este foarte plăcut să coși printre cărți o armată întreagă de cunoștințe și, practic, ne ajută această stare, acest mobilier, aceste cărți, ne provoacă să căutăm mereu, că în timpul șezătorilor, dacă vreți, noi și mai răscolim prin arhivele bibliotecii, prin cărțile pe care ni le prezintă și culegem noi informații. Înainte de a începe a coase, fiecare doamnă își transpune astfel pe un caietel de matematică sau hârtie milimetrică ornamentul pe care vrea să-l coase. Foarte mult mi-am dorit să cos o ie a mea personală, o cam așa autentică. Mulțumesc foarte mult doamnelor care au organizat această șezătoare, care organizează, care își iau din timpul lor propriu, pentru că știm că timpul este foarte scump. Chiar mulțumim mult că luăm foarte multe informații, mai ales pentru începători este foarte binevenit șezătoarea. Este foarte comod, biblioteca în centru, este un spațiu luminos, frumos, care inspiră și cu doamne frumoase în jur care au o experiență mare, chiar ne inspirăm. Și atunci când vii nemijlocit aici și pui mâna pe pânză, pe ață, pe fire, înțelegi cu mult mai mult decât ceea ce vezi în cărți. Biblioteca tinde să atragă în universul său mult mai multe activități culturale decât se întâmpla acum vreo 50-70 de ani. Oamenii au nevoie de socializare, în special acei care își propun să creeze ceva pe măsura tradiției. Și dacă pe vremuri, fetițele, băiețașii învățau diverse activități artistice în cadrul familiei timp de mai mulți ani, noi nu mai avem la dispoziție acești ani. Și este foarte important ca doritorii de a crea pe măsura tradiției să comunice în cadrul unor șezători. Stau alături de doamna Feodosia Sava, care brodează o cămașă cu același ornament cu care am și eu, numai că dumneiei este mai ingenioasă și a pus la fiecare spic și la fiecare pom al vieții câte o paietă. Veți fi strălucitoare! Da, e o cămașă de sărbătoare care lucrez cu mult drag și vin aici la bibliotecă pentru sfaturi cum să continui mai departe. Astăzi am venit să întreb cum să unesc altița de mânecă și cum să încep în față clinul dinainte, cum să cos ornamentul. Deja este a patra cămașă, una pentru o fetiță și două mari, tot de Basarabia, una de Bucovina, prima de Bucovina, care țin foarte mult la ea, cu unele greșeli, dar o port cu mândrie. Aici lucrez la cămașa aceasta din februarie, cred, sper până la sfârșitul anului să o finisez. Sunt de profesie pedagog și cu ajutorul serviciului Etnobiblioteca mi-am finisat prima cămașă, am cusut motivele de la nordul Moldovei și tot în cadrul acestui serviciu deja am început a doua cămașă, tot o cămașă de Basarabia. Și mai am și făcut probe pentru a treia, pentru că azi croiesc și a treia cămașă. Sunt foarte bucuroasă că mi-am realizat visul, am cusut prima cămașă mea cu altiță și de acum încolo pasiunea mea o să aibă continuare. Sper că în fiecare an câte o cămașă măcar. Sunt așa că dacă am văzut ceva, până nu fac, nu las. Am terminat cu ajutorul lui doamna Olesia și lui doamna Virginia Cămașa, care o vedeți. 11 luni am lucrat într-un sat. Dar mă bucur că este de la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală modelul și este a treia, pentru că am cusut prima cămașă pentru nepoțel, care bunica până a crescut cămașa, nepoțelul a crescut și am donat-o muzeului. Și pe urmă cămașa de văduvă și aceasta este a treia cămașă și acum am croit a patra cămașă. Am croit acum mânica cu altița de întregul. Doamna Olesia a zis că și așa se croiește. Și am croit mânicile și dinaintele și spatele
și am ales tot cu doamna Olesia modelul care vine din la Piatra Neamț. Exemplul acestei etnobiblioteci este un model de reconstituire și readucere în circuitul social a tehnicilor vechi de coasere a pieselor de port popular, în special a cămășilor tradiționale de sărbătoare. Mai multe șezători din spațiul nostru cultural se întrunesc fie în biblioteci, fie în școli, fie în muzee sau, de ce nu, în căminile culturale. Este foarte important ca aceste comuniuni, aceste șezători să fie foarte, foarte funcționale și în timp optim, doamnele, domnii, elevii și toți ceilalți cu sensibilitate pentru tradiție să reușească să prindă cât mai repede niște tehnici și să-și poată coase cămăși după toate rigorile tradiției. Ați observat probabil că în comunități sau în șezători se cos doar cămăși autentice. Din aceste comunități nu acceptă ca cineva, fie și începător, să coase o cămașă cu devieri de la tradiție sau, Doamne ferește, o cămașă cu elemente de chici. Iată care este puterea de influență a mediului în care se întâlnesc cusătoresele. Puterea bibliotecii, puterea muzeului și, de ce nu, puterea celor care au mai multă experiență și o pot transmite reușit către generația tânără, către toți ceilalți care își doresc cât mai repede să o înșusească. Eu le spun din partea noastră a tuturor, spor bun la toate câte le faceți. Să le faceți cât mai bine. Cea mai îmbucurătoare veste pentru toate șezătorile din România și Republica Moldova este că arta cămășii cu altiță, element de identitate culturală în România și Republica Moldova, a fost inclusă în lista reprezentativă a elementelor de patrimoniu cultural imaterial a umanității. Se coase cu mult entuziasm și se va coase și mai mult după acest mare eveniment pentru toți cei ce respectă tradițiile și portul popular.